Fetelor, bună dimineața. Dar cine sunteți voi? Suntem din asociația Domisong. Cum se numește? Domisong. Domisong. Și vă ocupați cu? Cântatul muzicii. Domisong. Ce fel de muzică? Ce presupune cântatul muzicii? Populară și ușoară. Și aș vrea să cântați în cea mai mare expediție de radio din lumea asta, adică Radio Aventura. Da. Cine e șefa grupului? Care e purtătoarea de cuvânt? Vorbesc toți. Stai puțin, că a încercat cineva să ridice mâna și după s-a... tu ai vrut să ridici mâna prima oară? Nu. Dar ți-a ridicat doar cotul. Hai să cântăm, copii. Ce ne-ați pregătit pentru dimineața asta? Cu ce ne-ați așteptat? Cu piesa Cântă. Cântă. Dar nu ne cântați ceva popular din zonă? Firicel de Busuioc. Avem. Cine? Trebuie să băgăm cu sticuri de astea? Dați-ne ceva. Alex, durează mult să bagi sticul ăsta până îl antivirusezi și îl... Avem și noi un stick? N-aveți, nu ne-a dat virus. Ia, no, vrei să spui ceva? Bine. Și eu cânt popular. Ia, cântă ceva așa popular, înainte să băgăm de sticul. De încălzire. Sunt o fată frumos. Hai, palmele vaslui! Și de fel sunt maronțică mai. Sunt o fată frumoșică și de fel sunt maruntică mai. Mor la căi după mine și eu cred că așa-i mai bine. Nici nu sunt prea înaltă tare, nu știu lor cum mi se pare. Sunt o fată frumos, bravo, foarte frumos. Aplauze, cum te numești? Iza. Iza. Vrea să mai cânte cineva o melodie? Fetele lui tata, știți melodia aia? Fetele lui tata? O știi, Matale? Să trăiți, bine ați venit. Nu la microfonul. Hai. Dă-mi microfonul, băi. Dă-mi microfonul din prima. Lăsați microfonul la DJ, lăsați-l. Așa, mai știe să cânte cineva? O populară sau am pregătit sticul, Alex? Imediat pregătite. Dar de cât timp îi aveți în formula asta pe copii? Sunt copii de mai mult timp. De exemplu, Sebi este în face parte din școlii. Da, nu 5 ani. De 5 ani face parte din școala noastră de muzică. Noi avem și școala de vară. Suntem în plin repetiții așa intense. Ne pregătim pentru zilele municipiului Vaslui, care au loc pe 14 august. Așa, cu siguranță vor veni și autoritățile. Avem lucruri foarte frumoase în Vaslui. Copii talentați, profesori, instructori, dans, muzică, activități foarte frumoase, un oraș sigur, din punctul nostru de vedere. Și foarte curat. Poți lăsa copiii seara să se joace în parc și sus stai la o bere? Da. Da? Fără doar și poate, da. Și asta e uniforma lor, nu? Asta da, e uniforma. Noi suntem mai mulți, acum doar câțiva care nu sunt în vacanță. Care e parcul vostru preferat din Vaslui? Macau. Copou, normal. Hai, dăm drumul la muzică, Alex. Îi ascultăm pe tinerii din Domisong de la Vaslui. Domisongul. Hai, tare, copii. Începe să ne bată inima. V-ați gândit să mergeți la emisiuni de astea mai mari, X Factor? Pentru că doar inima bate la Vaslui. Mai mari care să participă. Da. Stai că nu-i gata.
Mulțumim tare frumos. Mulțumim gargarițelor, mulțumim și succes. Să rupeți scenele. Am pornit la joc. Uite așa,